Deschideți, vă rog, Scripturile în Psalmul 46. E un psalm scris de către fiul lui Core. Core a fost un levit, și anume o familie care era dedicată slujirii lui Dumnezeu în templu. Dar ce interesant, istoricii ne spun că fiul lui Core a avut și un alt rol, nu doar slujau în templu, ci făceau parte și din armata lui David. Și știți bine că David a purtat multe războaie. Oamenii ăștia au fost și pe câmpul de luptă și au experimentat greutățile și pericolele vieții. Și dăm voie să spun că altfel scrii și altfel predici când treci prin Valea Umbrei Morții. Ei, fiii lui Core au trecut pe aici și au scris câțiva psalmi frumoși, 11 la număr. Psalmi care au ajuns în Scripturi și care au îmbărbătat credința atâtor generații de peste 3.000 de ani. Ei, vei vedea că psalmul ăsta scris acum 3.000 de ani îți va îmbărbăta și credința ta. De aceea, haideți să intrăm direct în el și începem, evident, cu versetul 1. Vă rog să-mi spuneți care-i cuvântul cu care începe psalmul acesta, versetul 1. Care-i cuvântul? Dumnezeu. Reține lucrul acesta, fiindcă Dumnezeu e personajul cheie acestui psalm. Totul este despre el. De 10 ori e pomenit numele Lui în 5 ipostaze diferite. Și prima o regăsim chiar aici, cuvântul Elohim în ebraică e folosit. Cuvânt folosit pentru a-L descrie pe Dumnezeul Creator, Dumnezeul Atotputernic, Dumnezeul Suveran, Cel care a dat ființă lumii și susține lucrarea și lumea întreagă. În alte cuvinte, nimic nu-i scapă din vedere. Nimic nu-i se poate opune, nimic nu-i imposibil pentru el. Și ca un simplu exemplu logic, din moment ce el a creat legile naturii și le susține, el este singurul care le poate schimba, anula, când vrea și cum vrea. Și asta explică minunile lui Dumnezeu. Minuni descoperite și în Scripturi, dar și în viețile noastre, ceea ce noi numim lucruri și lucrări inexplicabile din punct de vedere uman. Tocmai fiindcă trec dincolo de limita rațiunii și a științei, de aceea le și numim supranaturale, fiindcă ies din perimetrul natural. Dar ele există, sunt reale, mulți le-am trăit. Și e normal. De ce? Fiindcă Dumnezeu există. Și acest Dumnezeu numit Elohim intervine și azi. De aceea psalmistul îl descrie, observați, Dumnezeu adăpostul și sprijinul nostru. Și cuvântul adăpost, literalmente, în original, are sensul de refugiu. Și probabil că unii dintre voi știți ce înseamnă un refugiu în adevăratul sens al cuvântului. Câți dintre voi sunteți montaniarz? Montaniard înseamnă acel om care găsește plăcere în a urca pe munte, și aici nu e vorba de Căsoaia sau Șiria, să fie clar. E vorba de trasee de 10-11 ore cu 20 de kg în spate, la peste 2000 de metri, indiferent că ploaie, tună, grindină, zăpadă. Raul o numește autoflagelare, eu o numesc plăcere. Când ești acolo pe grohotiș, printre stânci, printre șnepeni și furtuna dă peste tine, lucru pe care îl cauți, pe care ți-l dorești, e să dai de un refugiu. Și l-aveți aici în imagine. Un spațiu mic, solid, amenajat în locuri greu accesibile, unde să te poți adăposti în caz de furtună, de avalanșă, de accident pe munte. Aici, anul trecut, câțiva bărbați viteji ai bisericii eram pe parâng, inclusiv unii de peste 60 de ani, imaginați-vă. Și ne-au prins o furtună din aia cu trăznete și tunete și slavă Domnului pentru refugiu din dăpă Cârja, că ne-a protejat. De ce? Fiindcă indiferent ce e în exterior, în interior ești ocrotit. Și asta e sens. Dumnezeu, dragul meu, este refugiul. Între stâncile și furtunile vieții, când avalanșele vin să te îngroape și vânturile dau cu tine de pământ, Dumnezeu e sprijinul tău, continuă textul, un ajutor care nu lipsește cât? Niciodată. Unde? În nevoie. Și sublinează cuvântul nevoi. Dar observă, în nevoi, nu din nevoi. Și importantă prepoziția asta, în, fiindcă prepoziția asta îți poate influența modul prin care reușești să percepi necazurile în viață.
O, e adevărat că Dumnezeu ne poate scăpa din necazuri și pe mulți dintre noi ne-a scăpat ca prin urechile acului. Dar Dumnezeu de multe ori îngăduie să trecem prin necazuri, fiindcă prin necazuri ne prelucrează. Ce ne prelucrează? Ne prelucrează inima, fiindcă asta îl interesează pe Dumnezeu. Și oarecum în suferință inima noastră se schimbă și pentru unii dintre noi, hai să fim sinceri, aia mai orgolioși, mai încăpățânați, mai împietriți, doar când a trecut buldozerul vieții, Dumnezeu ne-a schimbat și astăzi ne uităm în urmă și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a trântit la pământ să devenim alți oameni. De aceea, nevoile vor veni, dar în mijlocul nevoii tale, dacă ești al lui, Dumnezeu niciodată nu te va lăsa singur. Și asta îți spune următorul verset. De aceea, spune psalmistul, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul. Și observați, începe o listă de calamități naturale. S-ar zgudui pământul cu tremure, s-ar clătina munții în inima mărilor, vulcani, chiar dacă ar urla și ar spumega vălurile mării, furtună, s-ar ridica până într-acolo încât să cutremure munții, tsunami. Indiferent de circumstanțe, Dumnezeu e protecția mea și protecția ta. El face diferența. Ce diferență? Isaia, capitolul 43. Mulți cunoaștem versetul acesta. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove. Cel ce te-a întocmit, Israele, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Și dacă ești al meu, dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor râneca. Dacă vei trece prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Și acum uită-te cu atenție la versetul ăsta. Ce vezi? Că se prea poate să treci prin ape și prin foc. Și sunt unii dintre voi care în momentele astea treceți chiar acum. Familia Iga a trecut literalmente prin foc. Și când am cântat cântarea asta, tu din cenușă ne-ai scos, din cenușă îi va scoate Dumnezeu. Pe alții, treceți acum prin ape învolburate, poate în căsnicia voastră. Poate că unii v-ați dat de pământ și v-ați spulberat afacerea. Poate unii sunteți loviți de bol sau necazuri. Ascultă ce spune Dumnezeu și crede-L. Te văd în mijlocul apelor, te văd în mijlocul focului. Dar îți promit că voi fi cu tine. Da, valurile te vor lovi, le vei simți puterea, dar, e mare diferență, nu te vor distruge. Flacăra o vei simți, vei simți căldura, arșița, dar nu te va prinde. De ce? Fiindcă ești al meu. Eu te voi proteja, eu te voi ridica și dacă e cazul, te fac să renaști din nou, fiindcă numele meu este peste tine. Și observați cât de personal e Dumnezeu. Te chem pe nume, ești al meu. Și asta mi-a indicat un lucru. Că Dumnezeu își oferă și își promite protecția celor care sunt ai Lui. Și asta înseamnă celor care au o relație personală cu El. Nu doar o religie. O relație personală cu Dumnezeu. Deci ea scrie în dreptul acestor trei versete de început cuvântul cheie. Protecție. Fiindcă Dumnezeu asta promite. Protecție. Probabil unii dintre voi stați și vă gândiți și îmi spuneți, Crist, eu înțeleg lucrurile astea, dar hai să fim realiști. Unde a fost Dumnezeul ăsta vis-a-vis de Adi și Otilia? Unde a fost Dumnezeu când le-a trăznit casa? De ce n-a prevenit distrugerea? De ce a lăsat răul să se întâmple? Scriptura ne dă un răspuns și eu unul singur. Un răspuns realist. E adevărat că fulgerul a lovit? E adevărat că casa a fost distrusă? Multe din lucrurile lor au ars, dar dincolo de toate astea, El niciodată, nici atunci și nici azi, n-a fost departe de ei, ei n-au fost singuri, ci Dumnezeu a fost și este cu ei. De ce? Fiindcă amândoi au avut acel moment în viață când și-au predat inima, sufletul în mâinile Lui și Dumnezeu ține promisiunile față de ei. Și îmi vei spune, Cristi, cum poți să spui așa ceva? Totul s-a făcut scrum, ai văzut și tu, au pierdut tot. Da, au pierdut. Dar puneți întrebarea, ce-au pierdut? Și judecă la rece în funcție de scara adevărată a valorilor. În primul rând, te întreb, și-au pierdut viața?
nici măcar n-au fost atinși de foc. De ce? Fiindcă în dimineața aia, Adi s-a trezit mai devreme ca de obicei. Și a reușit să vadă, să audă totul din prima secundă. A reușit să-și ia familia, să scape, să nu fie cuprins de flăcări. Întrebare cheie, crezi că la întâmplare s-a trezit el mai devreme ca de obicei? O, e adevărat că au pierdut. Au pierdut din punct de vedere material, dar stau și te întreb, asta contează cel mai mult? Voi ați văzut câtă lume s-a strâns, cât suflet s-a pus peste 120 de oameni din biserică, din cartier, în 5 ore au evacuat, dărâmat, curățit tot, încât mulți au rămas uimiți. Și în săptămâna asta, cât om a lucrat la casă, în 5 zile au reclădit casa aproape tot acoperișul. Priviți imaginele! Niciodată în viața lor, mi-a mărturisit ei, n-au fost înconjurați cu atâta dragoste și grijă. Au pierdut mult, e adevărat, dar au câștigat oameni. Și cei mai importante întreb. Întrebarea merge mai departe. Cine crezi tu că a motivat inimile acestor oameni? Am primit zeci de telefoane la biserică în săptămâna asta. Personal am fost în o mulțime de întâlniri cu persoane, firme, pe care nici măcar nu-i cunosc, nici eu și nici măcar ei, care vor să ajute. Cine a atins inima? Fiindcă dăm voie să spun, omul nu dă din buzunar dacă nu-i atinsă inima. Cine a atins inima acestor oameni? Dumnezeu i-a atins. Și apoi stau și mă întreb mai mult decât atât. Oare acest foc a fost doar pentru ei? Sau a fost și pentru noi? Oare câți în urma acestei tragedii nu ne-am gândit de două ori la existența noastră? Fiindcă hai să fim onești, puteam fi noi? Oare câți nu ne-am gândit la protecția noastră? Știu oameni, între care și eu, care în săptămâna asta, ce credeți, m-am cumpărat? Ești ce? Paratrăznet. Mi-am verificat asigurarea de la casă. Câți nu i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat? Și încă avem, și încă trăim. Dumnezeu a fost cu ei în mijlocul focului. Și spre asta vrea psalmistul să-ți îndrepte atenția. Să cugeți! Valuri, flăcări, dezastre vor veni, dar când ieși cu Dumnezeu, vei fi ascuns în Dumnezeu. Vor trece, vor pieri, vei vedea, vei simți, dar de tine nu se va apropia. De ce? Fiindcă mă iubește, spune Domnul, Psalmul 91. Ei, psalmistul ne cere să ne oprim, să cugetăm. De unde știu? Din următorul cuvânt. Unii dintre voi l-aveți în Bibliile voastre. În alte traduceri, nu-i trecut, nu știu de ce. E cuvântul shelach în limba ebraică, ceea ce înseamnă oprire. Aici, după versetul 3, fiul lui Core, ne cer să ne oprim. De ce? Fiindcă întotdeauna în Scriptură, mai ales în Psalmi, când dai de cuvântul acesta shelach, îți cer ție, cel care citești Psalmul sau celor care te ascultă, să te oprești și să începi să cugeți la ceea ce ai auzit până acum. Fiindcă cele spuse până aici au o încărcătură, o semnificație profundă. Nu doar pentru cel care a scris psalmul, ci pentru noi, pentru fiecare. De aceea și noi ne vom opri. Și în momentele următoare vrem să împlinim Scriptura. Și vom avea câteva momente de cugetare, de rugăciune. Psalmistul continuă. Dacă în primele trei versete al acestui psalm a vorbit despre protecția lui Dumnezeu, în următoarele versete ne va vorbi despre prezența lui Dumnezeu și aș vrea să urmăriți împreună cu mine. Este un râu, spune el, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Și stau și vă întreb, care-i cetatea lui Dumnezeu? Care-i locul ăla unde găsim sfântul locaș al lui Dumnezeu? E Ierusalimul, nu-i așa? Și vei spune, despre Ierusalim e vorba. Dar dacă e să te uiți realmente, geografic, e foarte greu să faci echivalența, fiindcă în Ierusalim nu există niciun râu care să treacă prin el. Precum bine știți, marele capitale ale lumii, din totdeauna au fost zidite pe albe unui râu. Fiindcă râul, apa esențială vieții și mai ales când ești în asediu, esențială supraviețuirii. Babilonul a fost clădit pe Eufrat. Egiptul antic a fost clădit pe malurile Nilului, Roma pe Tibru,
Viena, Budapesta, Belgradu, pe Dunăre, Londra, pe Tamisa, Parisul, pe Sena, Aradul, pe Mureș. Ierusalimul n-a fost ridicat pe albia vreunui râu. Dar vei spune, nu există Chedronul. Tu ai fost să vezi Chedronul? Tu te și vezi. E un pâriaș care curge în afara zidurilor, care păstă vară seacă. Oare de ce? Mai ales că vorba aia e clădit în pustie, într-un mediu arid, uscat, unde ai nevoie de apă. De ce psalmistul menționează că există un râu ale cărui izvoare izvorăsc și înveselesc Ierusalimul? Fiindcă e vorba despre un alt fel de râu. Ia uită-te în text, următorul verset. Dumnezeu este în mijlocul ei și nu se clatină. Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor. Prezența lui Dumnezeu e acel râu. Ierusalimul, chiar dacă n-are apă, l-are pe Dumnezeu. Uite cât de enfatic. În mijlocul ei. Și asta îi dă siguranță, asta îi dă stabilitate. De aceea și concluzia, nu se clatină. Și dăm voie să spun chestiunea asta mai mult decât o metaforă. E adevărat că în Scripturi râurile de viață reprezentau harul lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu. Dar e mai mult decât atât. Cetatea asta rămâne intactă, indiferent ce se întâmplă, versetul 6, chiar dacă neamurile se frământă. Și spuneți-mi voi un oraș în lumea asta, în istoria acestei lumi, care s-a frământat mai puțin sau mai mult decât Ierusalimul. Peste tot e numai frământare, de ani, de secole la rând. Împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Dacă să te uiți doar niște statistici date de istorici din viața și istoria Ierusalimului, îți vei da seama că ceva nu-i ok în orașul ăsta. Ceva se întâmplă acolo. Hai să-ți dau câteva exemple. Știați că Ierusalimul e singurul oraș din lume distrus de peste 30 de ori, dar niciodată abandonat? În anul 70 după Hristos, generalul roman Titus nu lasă piatră peste piatră, ci distruge tot. 500 de evrei crucifică pe zi. Iosif Flaviu, istoricul evreu al acelor vremi, spune peste 1 milion au fost omorâți, fiindcă a vrut să-i decimeze total. Împăratul Traian, strămoșul nostru, nu s-a lăsat mai prejos. La nici 10 ani după moarte, ultimul apostol Ioan a hotărât să distrugă toți evreii din Irak până în Egipt, să elimine rasa iudaică. Adrian, fiul lui adoptiv, a hotărât să șteargă de pe harta lumii Ierusalimul și a ridicat un alt oraș. I-a dat un alt nume, Elia Capitolina. Pe locul sfântului mormânt a construit un templu dedicat lui Jupiter. Pe stâncă unde a fost crucea lui Hristos a înălțat o statuie Afroditei. Apoi a șters de pe hartă Iudeea și a dat numele Palestina. De acolo vine cuvântul Palestina. De aceea atâta de mare problemă când e vorba de numirea locurilor sfinte. Dar prin toate astea, Ierusalimul a rămas în picioare. Și nu numai Ierusalimul, ci inclusiv națiunea evreilor. Și aici nu trebuie să fii pro-evreu, poți să fii anti-evreu, fii ce vrei tu, dar n-ai cum să nu tragi un semnal de alarmă, să nu ridici un semn de întrebare sau de exclamare când auzi câteva lucruri. Fii atent. La fel ca Ierusalimul, Israelul e singura țară din Orientul Mijlociu fără resurse naturale proprii, mă refer la cele importante a țărilor arabe din jur, fără petrol, fără diamante, deși ei prelucrează cele mai multe diamante din lume, nu-i se pare ciudat, fără aur, în mare parte fără apă, și totuși, comparabil cu toate țările arabe din jur, este cea mai dezvoltată țară. În istoria lumii n-a existat națiune care să fi fost exilată din teritoriul său nu odată, de două ori, care să fi suferit distrugerea instituțiilor naționale, a infrastructurii și, în plus, împrăștiată în toate colțurile lumii, ca mai apoi, după mii de ani, să se întoarcă la aceeași locație și să reînvie. Nicio altă națiune în istoria lumii nu și-a pierdut limba maternă ebraică, considerată moartă în anul 70 după Hristos, dar reînviată în anii 1800. Latina e moartă, sanscrita la fel. Dacă ajungi la Yad Vashem, muzeul Holocaustului din Ierusalim, vei rămâne perplex când vei realiza decimarea celor peste 6 milioane de evrei în vremea lui Hitler. Ca la 3 ani după, deci când erau mai puțini, mai slabi, decimați, la fel ca pasărea Phoenix,
reînvie și se redeclară statul Israel devenind până astăzi o forță în lume. Ceea ce mă dă peste cap e o statistică a oamenilor de știință. Peste 20% din toți deținătorii premiilor Nobel, de când a fost înființat premiul Nobel, sunt evrei. Ceea ce înseamnă că ei dețin doar 0,2% din populația Terei, dar 20% din premiile Nobel. Și îți pui întrebarea, dar cum e posibil lucrul ăsta? Cum e posibil să fii decimat, să reînvii, dar nu așa, să te dezvolți ceva, ceva e acolo? Scriptura mereu spune, nu e omul, ci e Domnul, care a promis că în locul ăla își va așeza numele. O, dai multă frământare, de ce? Fiindcă așa cum există Dumnezeu, așa există și duhuri, și demoni, și satan, și lupta, opresiunea e mare, dar în Ierusalim există ceva. Mi-a fost interesantă mărturia unui om pe care știți, Cristian Tudor Popescu, care nici pe de departe nu poți să spui că e creștin. Să declar el însuși. Pentru prima dată, spune el așa, când a vizitat Ierusalimul, pentru prima dată în viața mea simțeam că ceva nu e în regulă în jurul meu. Mecanismele exacte ale minții mele nu mai funcționau la parametrii nominali. Aveam un ecart pe care nu mai puteam să-l umplu. Mi se părea că în locurile acelea cu adevărat s-a întâmplat ceva ieșit din material. E foarte greu de descris senzația. Aveai mereu impresia că există o entitate, ceva acolo care se uită la tine. Oriunde m-aș fi întors. Poate întorci la psalmul nostru și spune Dumnezeu e în mijlocul ei. De aceea nu se clatină. Și nu s-a clătinat și nu se va clătina, indiferent că vine Trump, că vine Netanyahu, nu ăștia oferă garanția Ierusalimului, ci Dumnezeu. De ce? Fiindcă acolo, dincolo de forțe armate, de înțelepciune și strategie umană, există o forță spirituală care mișcă lucrurile și oamenii. Și noi tocmai am terminat de studiat cartea Daniel din Scripturi, unde am învățat atât de clar că în dimensiunea spirituală a lumii se dau bătălii, așa numitele locuri cerești, unde îngerii și demonii dau bătălii, de foarte multe ori dau bătălii pentru noi, pentru oameni. Noi, conștienți sau inconștienți, facem parte din aceste bătălii. De aceea atât de important să-L ai pe Dumnezeu de partea ta, fiindcă lumea nu o învingi doar prin dibăcia și puterea ta, mai ales când e vorba de intervenții spirituale. Ai nevoie de Dumnezeu, singurul căruia se supun și demonii și îngerii este Dumnezeu. Și următorul nume al lui Dumnezeu din psalmul ăsta, asta exprimă, observați, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul Savaot în ebraică. Nume atribuit lui Dumnezeu în calitate de comandant suprem al armatelor de arhangheli, serafimi, îngeri, armatele cerurilor. Pentru mine și pentru tine se dau lupte, mai ales pentru sufletul nostru. Vrei să-ți dau un exemplu? De aceea este atât de greu omului să se pocăiască. Adică Satan luptă la nivelul rațiunii, la nivelul conștiinței, te ademenește, te întoarce, te împinge, te sucește, astfel încât să nu te lase atras de Dumnezeu. Și unul ne-a băgat ură și câți dintre noi l-am urat pe Dumnezeu, l-am urât pe Dumnezeu. Unul ne-a băgat dezamăgire sau îndoială. Unul ne infuzează cu nepăsare sau necredință, ba mai rău, ne vaccinează cu religie. Oh, ești ortodox, ești baptist, ești penticostal, ce bine, nu stai bine. Religia nu mântuie, Scriptura ți-o spune. Omul o crede, Scriptura spune, relația cu Dumnezeu mântuie. Atâta timp când n-ai o relație cu Dumnezeu, ai grijă unde te afli, de aceea ai nevoie de Dumnezeu. De acest Dumnezeu al oștirilor, care să intre și în viața ta. De ce? Observați, Domnul oștirilor este cu noi și asta înseamnă certitudine. Dacă n-ai certitudine vis-a-vis de credința ta, de relația ta cu Dumnezeu, caută să o ai. Cum? Găsește-ți o biserică unde să mergi. Noi ne-am zidit clădirea asta aici, nu fiindcă vrem să fim un club religios unde hai să vedem să ne adunăm și noi duminica, ci vrem să fim un loc, un refugiu pentru toți cei care îl caută cu adevărat pe Dumnezeu. Nu ne interesează ce etichetă religioasă porți. Dacă tu ești serios interesat de Dumnezeu, dacă inima ta bate și pe verticală, dacă vrei să știi mai mult despre Dumnezeu, vrei să-L chem în viața ta, de-aia suntem aici. Când se întâmplă nenorociri ca astea, să fim alături de astfel de oameni. Să fim și pe genunchi, dar și cu lopata în mână. Dumnezeu în mijlocul lor, oamenii să vă zică, bă, ceva nu e în regulă cu oamenii ăștia, să mișcă prea altfel. Da, pentru că Dumnezeu e acolo și motivează.
conține psalmul, Domnul este un turn de scăpare. În alte cuvinte, Dumnezeu care a scăpat seminția la lui Iacov, despre care vorbește aici, va deveni și turnul tău de scăpare. Și e o altă metaforă, e un alt cuvânt atât de interesant, o realitate pentru ei, noi am uitat-o. Câți dintre voi n-ați văzut în filme sau în situri istorice turnuri de scăpare? Mai ales în cetățile medievale, acele turnuri cilindrice înalte, cu geamuri puține, cu scări înguste, cu acea ușă din lemn masiv, reînforsată cu fier. Aici e turnul de la Chindia. Acum câteva săptămâni am predicat și am fost împreună cu echipa de închinare în Târgoviște și ne-am vizitat inclusiv turnul de la Chindia, cetatea de scaun. E, într-un astfel de turn, chiar dacă n-aveai oși sau armament, dacă exista un turn în zona ta și tu aveai destul timp să te refugiezi tu, familia, satul tău în turnul ăsta, dacă aveai provizii, te urcai și închideai ușa, dușmanul, indiferent cât de vitej, cât de mari erau trupele, n-aveau ce să-ți fac. De multe ori veneau, stăteau 2-3 zile, încercau și plecau. De ce? Fiindcă turnul de scăpare te protejează. Și așa sunt cei care să-L iau pe Dumnezeu pe drept. Cei care fac din El turnul lor de scăpare, Dumnezeu le promite protecția Lui. Le promite protecția Lui. Ceea ce mi se pare interesant e că din multitudinea de lucruri care s-au ars în casa familiei Iga, a rămas totuși ceva. Și cineva mi-a arătat chiar astăzi ce-a rămas. Și a rămas uimit. Poate rămâne și voi, poate unii spuneți, asta e coincidență. Luați-o cum vreți, fii atent ce-a rămas. Din hârtie. Nu-i din aluminiu, nu-i din alt material care nu se poate topi. Din hârtie, pe perete, ars tot în jur, hârtia asta rămâne. Ce scrie pe ea? Că despre mine, eu și casa mea, vom sluji cui? Vom sluji Domnului. În alte cuvinte, indiferent ce se va întâmpla, eu din Dumnezeu îmi fac turn de scăpare. Și când îți faci din Dumnezeu turn de scăpare, Dumnezeu e drept și credincios și te va scăpa. Și câți n-am experimentat intervențiile Lui? În vremea că nu eram credincios, ziceam, bă, ce noroc am avut, bă, ce baftă am avut, măi. Bă, uite coincidența, nu-i coincidența, e providența. E prezența lui Dumnezeu manifestată lângă tine. Deschide-ți ochii, uită-te, crede. Și spre astfel de intervenții ne îndeamnă psalmistul să medităm din nou. De ce? Fiindcă imediat după versetul ăsta apare un nou șelah. Opriți-vă! Opriți-vă și meditați! La ce? La minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viețile voastre. Poate în ultimile săptămâni, poate în ultimile luni, poate în viața copiilor tăi, poate în viața, eu știu, business-ului tău. Atunci când n-aveai nicio șansă, tu știi bine că nu Dumnezeu, nici avocatul, nici medicul, nimeni și nimic nu te-a ajutat decât El, Divinul. Și dacă n-ai experimentat așa ceva, bucură-te și nu sta nepăsător. Fiindcă dacă ai ceea ce ai și ai protecție, nu-i că tu ești mai bun și mai altfel, ci fiindcă Dumnezeu are milă de tine. Uneori, din păcate, avem nevoie de astfel de tragedii să ne zguduie din țățâni, ca să ne resetăm mintea și inima de pe orizontală, pe verticală, înspre Dumnezeu. Deci aș vrea să păstrăm câteva momente în care, la îndemnul psalmistului, să ne gândim noi, în dreptul nostru, la viețile și minunile făcute în viețile noastre. Deci, haideți, așa cum stăm, pentru doar câteva momente, roagă-te în dreptul tău acolo unde ești, în sufletul tău și mulțumește lui Dumnezeu. Poate cere ajutorul, dar fii recunoscător. E Dumnezeu care poate fi și turnul tău de scăpare. Hai să petrecem câteva momente de rugăciune. Îți mulțumim, Dumnezeul nostru, pentru prezența ta și protecția ta. Iartă-ne că de atâtea ori ne asumăm noi și furăm din slava ta, crezându-ne atât de îndemânatici. Mulțumim că în mila și în harul Tău ne-ai protejat și casele și familiile, slujbele și avem un acoperiș deasupra capului. Te binecuvântăm. Primele versete vorbesc despre protecție, mai apoi despre prezență, ultimele patru vorbesc despre poziție. Poziție, hai să ne uităm. Versetul 8. Veniți și priviți lucrările Domnului.
pustirile pe care El le-a făcut pe pământ, veniți și vedeți, e o chemare. E o chemare de ce? Fiindcă mulți trecem nepăsători pe lângă lucruri și situații care scot în evidență prezența și puterea Lui. Stăteam de vorbă cu un arhitect în zilele astea și mi-a zis, măi, nu știu, dar de când m-am întors la Domnul, altfel văd viața. Îl văd la orice pas, în fiecare zi. Înainte parcă eram orb. De aceea psalmistul spune, veniți și vedeți. Nu spune, n-am cum să cred, am nevoie de dovezi. Vino și vezi, ai destule. Problema omului nu este putința, problema omului este voința. Dumnezeu ne dă atâtea dovezi ale prezenței sale, tu trebuie doar să le percepi, să te uiți cu băgare de seamă, să le crezi. Ține de voința noastră, vino și vezi. Ce să văd, Core? Hai să-ți arăt ce să vezi. Și în vremea lor, el începe să le dea câteva exemple concrete care erau atât de plauzibile pentru ei. El a pus capăt războaielor până la marginile pământului. În vremea aia, războaiele erau cel mai grav și mai des întâlnit pericol. Interesant că deși Core trăia sub domnia lui David, erau înrolați ca soldați în armata lui. Deși știa că David a fost omul care a adus cele mai mari cuceriri, David aproape că n-a fost înfrânt niciodată. Totuși, fiul lui Core n-atribuie pacea și finalitatea conflictelor, victoriile lui David, ci le atribuie lui Dumnezeu. Fiindcă orice om credincios știe că dacă are ceea ce are, nu se datorează omului, ci Domnului. Observați următorul verset. El a sfârmat arcul, a rupt sulița și a ars cu foc carele de război. Cine? El, Dumnezeu. Carele de război, în vremea aia, erau echivalentul tancurilor din al doilea război mondial. Cine avea care de război, avea asigurată victoria. Dar cine l-are pe Dumnezeu, atenție, ții minte psalmul 20? Unii se bizuiesc pe carele lor, alții se bizuiesc pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad. Dar cum? Ca o cai și care? Dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. De ce? Când Dumnezeu e în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu face diferență. Dar observați, pentru cine? Pentru cei ce au intrat în legământ cu El. Poate vei spune, dar de unde născocești treaba asta? Din numele Domnului scris în acest text. Aici nu-i mai Elohim, Dumnezeu Creator. Aici nu-i mai Sabaoth, Dumnezeul oștirilor. Aici este Iahve, Domnul legământului. Un nume asumat de Dumnezeu în relația sa cu poporul său, cu toți cei care au intrat în legământ cu El. Hai să vă dau un exemplu. Sunt trei persoane în lumea asta care îmi zic Dad sau Papa. Astea sunt fetele mele. De ce trei? Pentru că atâtea fete am. Am o relație personală cu ele. Copiii tăi îți spun tăticule, bunicule, fiindcă au o relație personală cu tine, au un nume pe care îl folosesc. La fel și aici, când oamenii intrau în legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu și-a schimbat numele. Iahve era numele pe care îl folosea în relația de legământ cu cei care sunt ai lui. Și asta e mega important. De aceea oprește-te și întreabă-te, cum e relația ta cu Dumnezeu? Repet, nu te întreba care e religia ta. Cum e relația ta cu Dumnezeu? Oprește-te și întreabă-te, fiindcă uite-te, versetul 10, din nou al treilea șelah, opriți-vă! Să știți că eu sunt Dumnezeu. Tu realizezi lucrul ăsta? Tu mai ai timp să te gândești și la Dumnezeu? Tu crezi lucrul ăsta? Ba mai mult, fii atent cum se descrie Dumnezeu. Eu stăpânesc păstă neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Interesant, stăpânește și păstă neamuri în original peste păgâni. Cine sunt păgânii? Păgânii sunt cei care nu cred sau nu vor să creadă în Dumnezeu sau cei care cred în tot felul de zei sau idoli. Indiferent crezi sau nu crezi, Dumnezeu stăpânește. În acea zi în care Scriptura ne spune că vom sta înaintea Lui și orice genunchi se va pleca, indiferent ce preconcepții sau misconcepții ai avut față de El, vor trece, îl vei vedea față în față. Va fi prea târziu.
De aceea clădește-ți relația cu Dumnezeu cât timp mai ești în viață. De ce? Fiindcă poziția asta de suveran, de stăpân, îi conferă autoritatea. Autoritatea. Când tu recunoști în esența Lui cine este El și ce poate face El. Când tu recunoști că ești doar un administrator, El e stăpânul. Dacă ai ceea ce ai ți-o dat, să administrezi, nu să stăpânești. Când tu știi cine-i Dumnezeu, altfel vei trăi. Deci așa și psalmistul își încheie psalmul. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare. Evident că e, că El stăpânește. Și poate fi și pentru tine. De aceea merită să crezi, să trăiești, să-L urmezi. Fiindcă prezența și puterea Lui o vei simți în cele mai grele clipe ale vieții tale. Martin Luther a fost părintele, inițiatorul mișcării protestante în creștinism. Noi ca biserică ne tragem din rădăcinile protestante și ar fi bine să celebrăm anul acesta, fiindcă se împlinește 500 de ani de la reformă, de la momentul în care Luther a bătut în cuie pe ușa bisericii din Wittenberg cele 95 de teze împotriva abuzurilor bisericii, protestând astfel, că de acolo ne vine numele, împotriva lucrurilor pe care biserica prin abuzurile ei le făcea în viața poporului. Nu uitați că Luther n-a fost un păgân, n-a fost un ateist, n-a fost un tip care să fi fost împotriva bisericii, a fost un profesor universitar de teologie catolică. Atât de devotat și dedicat a fost încât a ajuns să fie un fel de stareț peste mai multe mănăstiri augustiniene între Berlin și Leipzig. Luther însă a protestat și a ajuns persecutat de propria lui biserică. Din ce cauză? Fiindcă îi chema pe oameni și pe preoți înapoi la scripturi? Fiindcă atât de multe tradiții și practici și abuzuri veneau din partea bisericii, lucruri care nu se întâlneau în scripturi. Încât Luther a spus, oameni buni, dacă e vorba de Dumnezeu, Dumnezeu ne-a lăsat o singură carte, sola scriptura. Asta e cartea, de aici încolo nimic, de aici încolo nimic. Și biserica l-a persecutat. A fost chemat și acuzat în 3 diete și concilii. Papa a încercat să-l elimine, a emis bule papale, l-a excomunicat, l-a condamnat la pierzare veșnică. Chiar împăratul de atunci, și gândiți-vă că în vremea aia Carol al V-lea stăpânea Imperiul Austro-Ungar, până pe la noi, Prusia, Germania, părți din Italia, inclusiv Spania. 3/4 din Europa era sub mâna acestui om. Și în 1521, fii atent ce scrie despre Luther, m-am hotărât să mobilizez tot ce am în putere împotriva lui Luther. Împărățiile și autoritatea mea, prietenii mei, trupul meu, sângele meu, sufletul meu. Cam serios. Un om împotriva unui întreg imperiu. Și ăsta e adevărul. Luther a luptat singur. Au fost și alți reformatori, Jan Hus, Zwingli, Wycliffe, care au avut grupări de oameni, unii chiar armate în jurul lor. Luther a fost singur și a rămas celebru datorită unui speech de apărare în fața dietei imperiale de la Worms în 1521, când i se cerea să-și revoce toate scrierile și convingerile sale. Și în fața împăratului, în fața trimisului papal, Luther spune, până ce nu voi fi convins din scripturi, și în baza rațiunii, observați, rațiunea și scriptura nu sunt în antiteză. Până ce nu voi fi convins din scripturi și în baza rațiunii, nu voi accepta autoritatea papală și a sinoadelor, pentru că ei, de-a lungul secolelor, s-au contrazis mereu, logic. Conștiința mea e captivă cuvântului lui Dumnezeu. Nu pot și nu vreau să revoc nimic ce merge împotriva conștiinței, fiindcă nu este nici bine și nici drept. Asta e poziția mea, nu pot să fac altceva, Doamne ajută-mă, amin. Cuvinte rămase celebre. Prietenii lui Luther au rămas terifiați că va fi omorât fie pe loc, fie în drum spre Wittenberg. Și mulți au încercat în sensul acesta, însă ceva s-a întâmplat în drumul lui spre casă. Fiți atenți. La un moment dat o trupă de mascați, o bandă de mascați au venit, l-au capturat și l-au răpit. Dar nu i-au făcut nimic. Din contră, prințul Frederic cel Înțelept, cel care stăpânea regiunea Wittenbergului, unde Luther studia și predica, a început să-i citească manuscrisele, cărțile.
a început să înțeleagă învățătura lui Luther și și-o dat seama cât de important e omul ăsta. În ce pericol se află el și a vrut să-l protejeze, așa că a trimis o trupă de mascați care l-a răpit și l-a ascuns în turnul de scăpare al castelului Wartburg, fără ca nimeni să știe nimic. Împăratul i s-a dat vestea că a dispărut și a dat un edict în Worms, în care el a scris. Fiți atenți. Pe cel numit Martin Luther, să nu fie primit în case, să nu fie acceptat în curs domnești, să nu-i se dea nici hrană, nici apă, să nu fie ascuns, să nu-i se acorde ajutor, susținere sau încurajare, public sau clandestin, în cuvinte sau lucruri. Când îl vedeți, prindeți-l, legați-l și trimiteți-l sub paza cea mai sigură. Și în acel turn de scăpare, scria Luther la un moment dat, părintele meu spiritual Staupitz m-a părăsit și m-a exclus din călugărie. Papa m-a exclus din biserică. Acum inclusiv împăratul din imperiul său. Dar Domnul m-a luat în brațele lui. Și asta e ceea ce contează. Dumnezeu a devenit turnul lui de scăpare. Și a creat căi, a mobilizat oameni. Nu doar ca Luther să supraviețuiască, ci scrierile lui să se răspândească. Acolo, în acel turn de scăpare, singur într-o cameră, timp de 11 luni, a tradus pentru prima dată Biblia din limba latină în limba germană. Până atunci, biserica nu lăsa ca Biblia să ajungă în mâna poporului și nu lăsa să se traducă în limbajul poporului. Și Luther a spus, cuvântul lui Dumnezeu e pentru oameni, nu e pentru clerici. L-a tradus. Gutenberg, nu la întâmplare. Exact în perioada aia a inventat tipografia. Gutenberg a fost un om care a fost înclinat înspre ideile lui Luther. I-a luat manuscrisele, le-a copiat, le-a tipărit, le-a răspândit în Europa, astfel încât în secolul acela cărțile lui Luther și scrierile lui au devenit cele mai răspândite, cele mai citite și cele mai hăituite. Oamenii au fost arși pe rug pentru el. Martin însă a văzut mâna lui Dumnezeu. Și fiți atenți ce a făcut. Acolo, în turnul de scăpare, a compus o cântare. O melodie germană, ceva nemai întâlnit. Adică până atunci, în Biserica Catolică, nu se dădea voie să cânți melodii laice, cum cântăm noi astăzi aici. Melodii normale, vremurilor noastre. Și trebuia să cânți cântări gregoriene. El a fost cel care nu doar a reformat biserica, ci a reformat și muzica bisericii. Și știți care a fost prima cântare compusă de Luther? Rămasă celebră până în zilele noastre. Ein feste Burg ist unser Gott. Cetate tare, turn de scăpare, Dumnezeu, inspirată exact din Psalmul 46. Vrei să auzi? Ia ascultă. Cetate tare, Dumnezeu, este încă de scăpare. De foc, de val, de orice rău, doar El ne dă scăpare. El e din început și pavăză și scut, e-al nostru Creator, de plin biruitor. În El avem putere. Amin? Amin. O zis cineva odată, băi, ești popă, dar tu nu prea cânti, nu aia că am cântat. De ce credeți că Luther a ales acest cântec pe cuvintele acestui psalm? Fiindcă Luther a văzut împlinindu-se în viața lui cuvintele acestui psalm. Așa cum ele se pot împlini și în viața ta. Când? Când alegi să-ți predai viața în mâna lui Dumnezeu și când alegi să recunoști că Dumnezeu e stăpânul, e creatorul, poate fi turnul tău de scăpare. Ce-ar fi să te gândești la asta? Fiindcă spre asta te îndeamnă psalmistul să te gândești. Exact aici așezat al treilea șelah, oprire. Să te oprești și să cugeți la relația ta cu Dumnezeu. Ai avut acel moment în care să-ți fi predat viața în mâinile Lui, în care să știi că indiferent vei trece prin foc sau prin ape, El e turnul tău de scăpare? Poate ai făcut-o, dar poate că azi treci prin prăpăstile vieții și ai nevoie de ajutorul Lui, de puterea și prezența Lui.
ce-ar fi să-ți iei următoarele momente? Să te oprești și să faci ceva. Ce? Vom încheia serviciul de azi cântând un psalm. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit și simți că vrei să-i vorbești și tu, vino aici în față, pune-te pe genunchi și descarcă-ți sufletul înaintea Lui. Poate simți că azi vrei să pleci de aici cu Dumnezeu. E simplu. N-ai nevoie de niciun ritual. Lasă-ți inima deschisă și cere-i Lui să intre în viața ta. Vrem să ne rugăm pentru tine. Poate vrei să-ți vezi povara, vezi că flăcările sunt mari, că valurile te lovesc. Aleargă la acest turn de scăpare. Poate ești unul dintre cei care vrei să începi ceva nou, dar ai temeri, vezi obstacole. Vino și fă din el turnul tău de scăpare. Poate ești încolțit de oameni, de nedreptăți, poate de duhuri, poate te simți lovit, legat cu armele jos, nu mai știi ce să faci și cum să faci, ai nevoie de ajutor. Hei, omule, nu uita, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem. Chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar fi să ne ardă casa, chiar dacă ar fi să ne pierdem jobul, chiar dacă ar fi sănătatea să scadă la pământ, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo încât să se cutremure munții, Domnul oștirilor este cu noi. Crezi asta? Oprește-te și îndreaptă-ți privirile spre El și trăiește psalmul ăsta. Noi nu vin la biserică să ascultăm homilii și predici. Nu vin la biserică să cântăm, ci venim la biserică să răspundem cuvântului lui Dumnezeu. Când El ne vorbește, omul răspunde și merită să-i răspunzi. De aceea, în timp ce vom cânta acest psalm, dacă simți în inima ta că ai nevoie de acest Dumnezeu, ia-ți curajul că ai nevoie de curaj. Ia-ți credința, vino aici, pune-te pe genunchi, ca un gest al smereniei, al dependenței tale și spune-i, Doamne, am nevoie de Tine. Dacă ai nevoie de El și ai nevoie de o relație personală cu El, poate nu știi cum, vino aici, vor fi prezbiteri care se vor ruga împreună cu tine. Dar nu mai sta, nu mai sta. Psalmul spune, pe cine am eu, Doamne, pe cine? În cer și pe pământ, pe cine avem? Nimeni nu-i ca Tine, nu-i nimeni. Tu ești stânca inimii mele, Tu ești locul de adăpost, Tu ești comoara mea, viața în Tine are rost.